Hercules, de la intrarea sa în ecuatoare, avionul a fost supus la numeroase modernizări care au determinat menținerea sa în serviciu o perioadă îndelungată. Peste 2000 de aparate de acest tip sunt astăzi în exploatarea celor 56 de țări care le dețin. Flota asigură și va asigura în continuare transportul trupelor tehnici și materialelor armatei României în și din teatrele de operații. Dispozitivul de defilare al forțelor este format acum din avioane de luptă MiG-21 Lancer, aparținând bazei 86 aeriene. Aceste aeronave sunt rezultatul unui program inițiat pentru a se asigura interoperabilitatea cu NATO și pentru a se mări capacitatea lor de a executa misiuni la nivelul cerințelor războiului aerian modern. MiG-urile 21 Lancer au fost folosite cu succes în misiunile asumate sub egida NATO în Lituania. Prima formație este condusă de generalul de flotilă aeriană Constantin Dobre, avansat astăzi, iar cea de-a doua de capitanul comandor Gheorghe Stancu. Doi dintre piloții primei formații, locotenent comandorul Adrian Popescu și locotenent comandorul Viorel Burnichi, își celebrează astăzi ziua de naștere. Le urăm și noi, de aici, de pe pământ, la mulți ani! Toate aceste tipuri de aeronave au participat în luna septembrie acestui an la exercițiul național întrunit TELEC 2009, executând misiuni de zbor și trageri cu munție reală în poligonul Cincu. Aceste mișcări, perfect coordonate și efectuate, sunt rezultatul multor ore de antrenamente și de eforturi susținute, iar spectacolul pe care îl urmăriți este de fiecare dată elegant și impresionant. Arcul de Triunf își face apariția acum blocul de paradă al tehnicii militare. El este deschis de tehnica de luptă din dotarea forțelor terestre sub coordonarea colonelului Nicolae Ciucă, comandantul brigăzii 282 Infanterie Mecanizată, Unirea Principatelor din Focșani. Are o bogată experiență multinațională, participând la misiunile internaționale din Angola, Kosovo și Bosnia-Herzegovina. A comandat batalionul 26 Infanterie, Scorpioni Roșii, în Afganistan și Irak. Este urmat de autovehiculele pe roți multirol de mare mobilitate Humvee M1113, care au intrat în dotarea forțelor pentru operații speciale. Blindajul din Kevlar poate rezista la exploziile dispozitivelor electronice improvizate și la loviturile armamentului de infanterie de calibru mic. Au obligul utilizat pentru operații speciale Uro Vantaj, de un
modern de luptă foarte modificat în înzestrarea forțelor terestre în anul 2007. Face parte din familia de autovehicule militare de clasă medie care, în variantă blindată, poate constitui o opțiune foarte potrivită pentru îndeplinirea misiunilor în teatre de operații. Este fiabil, robust, ușor și rapid, special conceput și eficient în zone climatice foarte calde. Are o putere de foc sporită, iar pe el se pot monta mitraliere, instalație de lansare rachete și aruncător de grenade antitank. Propulsion Elvestia, transportorul de trupe Pirania 3C, a intrat în dotarea batalionului de infanterie din forțele terestre. El are un design deosebit, o protecție balistică variabilă, blindaj performant și este dotat cu tipuri de protecție împotriva minelor și armelor chimice, radiologice, bacteriologice și nucleare. Echipajul este format din 9 unități. Transportorul atinge o viteză maximă de 105 km pe șosea și poate traversa cu ușurință cursuri de apă prin glutire. Înzestrat cu o mitralieră de calibru 12,7 mm, vârstaie maximă 6 mm, Pirania 3 poate executa cu succes misiuni în teatre de operații. De altfel, începând cu toamna anului 2008, transportoarele Pirania 3 au înlocuit transportoarele amfibii blindate din teatrul de operații Afganistan. Mașina de luptă a infanteriei 84MJD-ul este un autovehicul cu amplitul pe șenile aflate în dotarea unităților operaționalizate puse la dispoziția NATO. Îi asigură transportorul protejat al grupei de infanterie și ducea luptei de către aceasta. Muncește forța vie a inamicului și a angajat în lupta cu autovehiculele blindate, contribuind asemenea la combaterea țintelor aeriene. Are o mare putere de foc, fiind înzestrat cu un fund de calibru 25 mm, o mitralieră de 70 mm și o instalație de lansare a rachetelor antitank dirijate. Transportorul amfibiu blindat B-33 Zin are un echipaj de luptă format din 11 unități, care le asigură transportul protejat. Caracteristicile tehnico-tactice recomandă ca o mașină de luptă fiabilă, fapt dovedit în teatre de operații, unde a fost și este folosit de batalioanele de infanterie din forțele terestre. Este înzestrat cu o mitralieră de calibru 14,5 mm și o mitralieră calibru 7,62 mm. Are de asemenea un sistem de lansare a grenadelor fumigene compus din 6 instalații ce ajută la lansarea acestuia. Posede și un sistem de protecție împotriva armelor chimice, radiologice, bacteriologice și nucleare. Tancul TR-85M1 Buzonul, aflat în dotarea batalionului 284 tancuri pus la dispoziția NATO, începând cu anul 2007, are un echipaj format din 4 militari și o greutate totală de 50 de tone. Dotat cu un foarte puternic motor pe motorină, tancul dezvoltă o viteză maximă de șosea de 60 de km pe oră și de 40 pe terenul stat fără denivelări. În timpul îndeplinirii misiunii de luptă, tancul poate trece cursuri de apă cu o lățime maximă de 700 de metri și o adâncime de 5 metri. Ca armament, tancul Bizonul este dotat cu un calibru cu un fund de calibru 100 de metri, semi-automat mecanic, cu teavă zincuită, ale cărui vrăștire pot fi perforante, curative sau explozive. Bătaia maximă este de peste 16 km. A intrat în piață sistemul de artilerie La Roma, aflat în dotarea batalionului 83 operaționalizat, pus la dispoziția NATO începând cu anul 2007. El este un sistem interoperabil și are performanțe la nivelul sistemelor similare aflate în dotarea armatelor celorlalte țări membre ale NATO. Are mobilitate ridicată și capacitate rapidă de deschidere a focului. Un avantaj considerabil al sistemului La Roma reprezintă posibilitatea folosirii a două tipuri de muniție. Muniție explozivă, dar și rachete LAR MK4.